De data aceasta, Duhul lui Dumnezeu m-a mișcat să le citesc dintr-un psalm. Este vorba de un psalm al lui David, psalmul 68, versetul 19 și versetul 20, pagina 591, unde cuvântul Domnului spune astfel: Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povoara. Dumnezeu, mântuirea noastră. Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor și Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de moarte. Amin. Viața noastră de multe ori nu este așa cum noi am visat și ne-am dorit să fim. Mi-aduc aminte că am citit undeva despre un medic psihiatru care atunci când venea pacienții la el, el avea o discuție cu ei înainte de a intra în profunzimea problemei lor. Și el spunea că le rostea în fiecare dintre ei o afirmație, foarte scurt. Dacă ei acceptau afirmația aceea, cam 50% din problema lor era rezolvată. Și el le spunea cam așa: dragilor, viața este grea. Și cei care acceptau realitatea acestei afirmații aveau 50% șanse ca problema lor și boala lor să fie rezolvată. Asta, într-un mers logic, spunea că ei sunt ancorați în realitate, adică nu visează. Atunci când David a scris aceste versete din Psalmul 68, asta sugera. Că ar trebui să coborâm cu picioarele pe pământ și să recunoaștem că viața este grea. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a făcut același lucru. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 16, versetul 33, vorbea cu ucenicii lui, apropiații lui, inima lui, echipa lui și spunea: aș fi vrut să vă transmit un alt mesaj în ce privește prezentul și viitorul vostru. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu, sunt Cel care v-am chemat să mă urmați, dar vreau să vă spun că atâta vreme cât veți fi în lume, voi veți avea necazuri. Acceptați această realitate. În lume veți avea probleme și veți avea necazuri. David se ridică în Psalmul 68 și spune: în fiecare zi trebuie să recunosc, aș fi vrut să fie necazuri o dată pe săptămână, aș fi vrut să aștept să fie necazuri undeva spre bătrâneți, așteptam și mă așteptam să fie necazuri undeva atunci când sunt mari lipsuri în viața mea, dar trebuie să recunosc cu totul o altă realitate, că zilnic în viața mea, chiar dacă sunt regele David, chiar dacă am în spatele meu o istorie glorioasă sau mai puțin glorioasă, trebuie să recunosc că în viața mea zilnic sunt probleme, sunt necazuri, sunt poveri de dus. Fiecare zi simt greutăți, a spus David, care mă apas, care mă convoaie de multe ori, care mă apas. Uneori trebuie să-mi scriu experiențele mele și să spun că zi și noapte apasă ceva asupra mea. Și că vroiam de multe ori să am zile senine și o viață frumoasă, dar deodată surprizele și realitatea vieții au izbit în mine deodată și am simțit că sunt împovorată, că sunt împovorat și că trebuie să fac ceva cu toate poverile astea care mă apasă. Zilnic există poveri și există probleme peste viețile noastre. Cine nu vrea să accepte, este problema fiecăruia. Eu care vă predic în această seară, v-ați putea gândi la mine că pentru că eu îl predic pe Domnul, eu nu mă întâlnesc cu prea multe probleme, că nu am prea multe lupte, că nu voi avea prea multe apăsări. Vă înșelați. Uneori am mai multe decât vă imaginați. Și uneori mi-este greu să le duc. Și uneori simt că mă grăbovesc, că mă apas. Că și eu ca voi îmi doresc atât de mult zile senine și frumoase. Și eu, ca orice suflet care mă ascultați în această seară, îmi doresc o săptămână, două săptămâni, o lună, ca un fel de concediu pe pământ. Ca o vacanță pe pământ în care să nu mai simt povara zilei și greutatea zilei. Să nu mai bat cu gânduri care îmi trec prin minte, ancorate în trecutul meu sau surse din viitor care izbesc în corabia vieții mele. Aș vrea să-mi privesc copiii în ochi, să nu fac nicio problemă pentru ei. Dar de multe ori atunci când îi privesc că sunt triști și supărați, mă încarc cu problemele lor, mă încarc cu frica care este peste ei și cu durerea din inimile lor.
Atunci când stau în fața bisericii și văd oameni care sunt în biserică, care plâng pentru familia lor, pentru copiilor, pentru fiilor și fiicele lor, deodată mă încarc cu problemele lor și simt apăsări cumplite în inima mea. Atunci când mă duc în spitale și văd împovorările de acolo și durerile și suferințele de acolo, ies afară bulversat, că atunci când trebuie să mă duc la priveghi și văd familii care sunt zguduite și zdrobite, atunci când văd gropi deschise și copii care ruinați, care strigă după mama lor și după tatăl lor, deodată se îngrămădesc peste mine o mulțime de poveri și mă întreb, Doamne, ce se întâmplă și ce va fi de viața mea, pentru că mereu și mereu sunt apăsat și multe probleme ale mele și ale altora vin ca niște valuri peste mine. Doamne, încotro să o iau și încotro să o apuc. Prima realitate. În lume avem necazuri și probleme. În lume zilnic vin poveri și probleme peste noi. Are pornesc din noi înșiși, din propriile noastre alegeri, cum predicam aseară. Are vin independent din noi din cauza greșelilor altora, celor din casa noastră, ale copiilor noștri. Are vin din greșelile societății în care noi trăim, a lumii dezaxate în care trebuie să trăim și dezechilibrată, a lumii în care stăm într-o mocirlă continuă și nu știm exact de multe ori înspre ce direcție să o apucăm. Toate astea sunt niște poveri pe care sufletele noastre trebuie să le ducă în fiecare zi. De aceea a dispărut de pe fața noastră seninătate. De aceea a dispărut de pe fața mea și a dumneavoastră de multe ori strălucirea și pacea și liniștea pe care o căutăm în fiecare zi și alergăm cu disperare după ea. Zilnic sunt poveri și probleme care ne izbim. Zilnic. Iisus spune, în lume veți avea necazuri. Pavel se ridică și spune, da, zilnic sunt poveri. Deodată partea a doua acestei realități este următoarea. Că David are bucuria și Hristos are și el bucuria să ne prezinte partea aceasta și David spunea, da, dacă zilnic mă întâlnesc cu probleme, dacă zilnic vin poveri peste mine, vreau să vă proiectez o realitate absolută în care eu, David, cred cu foarte multă convingere și cu foarte multă putere. Eu cred într-un Dumnezeu care, la fel cum poverile dau peste mine, cum necazurile mă lovesc fără milă, căci Dumnezeul acesta în care eu cred este în fiecare zi lângă mine și Dumnezeu zilnic îmi poartă povara. Dumnezeu mântuirea mea. Dumnezeu este pentru mine Dumnezeul izbăvirilor și cred că Dumnezeu să într-un final mă va scăpa și de moarte. Spun din toată inima, trăiască Domnul în veci. El se întoarce în fața acestor două realități și spune, vreau acum să-L binecuvântez pe acest Dumnezeu pentru că El zilnic ne poartă poverile noastre. Suntem în Timișoara, în Elim, în seara aceasta. Dumneavoastră vreți să binecuvântăm un asemenea Dumnezeu? Care zilnic Dumnezeul acesta este lângă mine și lângă dumneata și este acolo ca în fiecare zi El să facă gestul ăsta. Adică, toate poverile care în fiecare zi vin peste mine, Dumnezeu vine lângă mine și vrea să-mi ia toate aceste probleme asupra Lui. Adică eu ce fac? Iau problemele mele și pentru că eu cred că Dumnezeu este exact lângă mine, iau problemele mele și le pun pe El în fiecare dimineață, în fiecare la amiază, în fiecare după masă, în fiecare noapte, când nu pot dormi, când tot felul de coșmare mă bântuie, cu tot felul de frici mă copleșesc, când singurătatea mă prinde și aia și aia. Deodată iau toate aceste bagaje și aceste probleme și le pui peste Hristos, peste Dumnezeu și Dumnezeu spune că este lângă mine și zilnic îmi poartă toate aceste poveri. Dumnezeu mântuirea mea, Dumnezeu izbăvirea mea, Dumnezeu salvatorul meu. Trăiască Domnul în veci. Așa în seara aceasta trebuie să stăm o secundă, două, un minut, două și să ne întrebăm cum vedem noi pe Dumnezeul care a creat cerul și pământul. Cum îl percepem noi și cum îl proiectăm noi în relație cu noi și în fiecare zi. Păi vă dați seama ce mare dezavantaj au toți care cred că Dumnezeu stă în mănăstiri, în clădiri, în biserici, care cred că Dumnezeu e în cer departe de ei. Grozav, cumplit dezavantaj. Dumnezeu nu este Dumnezeu clădirilor. Dumnezeu nu este un Dumnezeu pe care să-L închizi undeva și El să rămână acolo. Ar fi devastator pentru sufletul meu care predic în seara asta. Ar fi fost pierdut de multă vreme dacă Dumnezeu poate fi închis undeva și dacă Dumnezeu stă în cer și nu-i pasă de noi. Dar Dumnezeul adevărat este un Dumnezeu viu care trăiește, care este în fiecare zi alături de noi. Din toată inima spun, trăiască Domnul. Gloria lui Dumnezeu în veci. Gloria lui Dumnezeu în veci. Apostolul Pavel se ridică la Atena, în mijlocul înțelepților din Grecia și spune, nu trebuie să credeți. Să nu credeți că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cum este șugirea omului. Să nu credeți că Dumnezeu locuiește în temple făcute de mâini omenești.
Să nu credeți că Dumnezeu are nevoie de noi ca să poată să miște pe pământul ăsta. Dumnezeu și pe Dumnezeu nu-L poate cuprinde cerul și pământul. Moise spunea în Psalmul 90, Doamne, din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu. Din toată inima glorie Dumnezeul acesta. Dumnezeul acesta infinit, Dumnezeul acesta veșnic, Dumnezeul acesta care ține în mâna Lui toate lucrurile, este Dumnezeul care vrea să croiască o istorie a ta împreună cu El și Dumnezeu, să spune David, zilnic este cu mine pe stradă, zilnic este cu mine în palat, zilnic este cu mine la război, când mă întorc de la război, când sunt bine, când sunt rău, când sunt sănătos, când sunt bolnav, când sunt tânăr, când sunt bătrân, când pierd, când câștig, când sunt supărat, când sunt bucuros, în orice zi, din ceas și din noapte, Dumnezeu este lângă mine și îmi poartă toate poverile mele. Binecuvântat să fie Dumnezeu, a spus David, binecuvântat să fie Dumnezeu, pentru că Dumnezeul meu nu e un Dumnezeu de duminică, pentru că Dumnezeul meu nu e un Dumnezeu de Paște, de Crăciun, de sărbători legale sau ilegale. Dumnezeul meu e un Dumnezeu real. 24 de 24 Dumnezeu este lângă mine. Aleluia! Aleluia, glorie Domnului! De mă trezesc la 4 dimineața, Dumnezeu e acolo. De mă trezesc la 5 dimineața, Dumnezeu e acolo. De mă duc undeva în cameră singur și strig, Dumnezeule, sunt pierdut, Dumnezeu este acolo. Dacă sunt în terapie intensivă și nu mai am glas și strig, Dumnezeule, mă pot duce la biserică cu frații să mă închin, Dumnezeu este în terapie intensivă. Aleluia! Glorie lui Dumnezeu în veci! Glorie lui Dumnezeu în veci! Glorie lui Dumnezeu în veci! Și Psalmul, David recunoaște în Psalmul 39, sigur el într-o reacție invie, să fugea de Dumnezeu. A spus, dacă mă duc în locuința morților, Tu ești și acolo, Doamne. Tu ești în întuneric, Tu ești în moarte, Tu ești în viață. Tu ești la capătul pământului, Tu ești în Africa, Tu ești în America. Tu ești în Beclean, Tu ești în Bistrița, Tu ești în Timișoara. Tu ești oriunde, Doamne. Tu ești în birou cu mine, Tu ești afară, Tu ești peste tot. Tu ești Dumnezeul care vrei să faci istoria împreună cu mine. Din toată inima strig încă o dată în această seară, binecuvântat să fie Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dumnezeul meu, binecuvântat să fie Dumnezeul tuturor, trăiască Domnul în veci! Ce trist ar fi în seara aceasta să binecuvânteze un Dumnezeu care din când în când trebuie cumva să-i cuceresc inima să fie lângă mine. Ce ușor mi este, ce bucurie am să binecuvântez alături de David un Dumnezeu și un Hristos care vine să fie lângă mine de fiecare dată, din toată inima gloriei Domnului. Amen. În lume veți avea necazuri. Doamne, nu ne place fraza asta. Dar să nu uitați niciodată, îndrăzniți, eu Domnul am biruit lumea. Aleluia! În această seară chem toată biserica din Elim, îndrăzniți, cel care a biruit lumea este în mijlocul adunării. Aleluia! Este în mijlocul adunării. Aleluia! Glorie Domnului în veci! Așteptați-vă în această seară, așa cum a fost cântările. Este seara eliberării, este seara despovorării, este seara când toate poverile tale pot fi mutate de pe tine, pe Iisus Hristos, pe Dumnezeu și El se angajează din această zi să-ți ducă toate poverile tale. Binecuvântat să fie Domnul pentru asta. Binecuvântat să fie Domnul pentru transferul prin credință care se va întâmpla în această seară și inimile noastre vor pleca ușoare, zburând înspre cerul lui Dumnezeu, despovorate și glorificând cu toată ființa noastră pe Cel care merită și este vrednic. Din toată inima încă o dată, glorie Domnului în veci! Atunci când eram copil și prin orașul nostru treceau turmele acestea mari de oi, îi numeam noi sibienii, și după felul cum aveau pălăria aia rotundă pe cap, și după oile foarte frumoase și foarte multe care le aveau, și treceau pe străzile alăturate șoselei principale, și atunci când străceau pe străzile noastre, întotdeauna eram încântat să vedem atât de multe oi grupate, eram încântat să vedem și ciobanii ăștia cu șuba aia, tot din piele de oaie pe spate, cu bâta aia foarte uzată, dar foarte câinii aceia foarte mari, aproape că nu vedeau de părul acela și de blana aici care veneau peste ochi, de lodâncul acela, cum îl numeam noi, legat la gât, aici se bătea de picioare, toate astea erau imagine pentru copilăria noastră grozavă, fantastică. Dar din toată imaginea asta, ceea ce ne mișca cel mai grozav, erau că erau niște animăluți foarte tăcute, care clipeau din niște ochi foarte frumoși și sensibili. Te cucerea privirea lor. Erau acei frumoși măgăruși. Cu cât erau mai mulți, cu atât eram mai încântați. Stăteam, pentru că în zona noastră nu erau aproape deloc animăluțele astea, ne uitam spre ele, așa pe lângă ochi, puțin alb și pe bot, de un maraniu așa. Erau atât de tăcute și parcă tot timpul clipeau așa din ochi, nevinovate. Auzeam din Biblie mult de ele și pe aici pe acolo le mai vedeam, dar ori de câte ori veneau turmele astea, așteptam
pe la mijlocul turmei sau mai în spate, măgăruși. Erau și ei grupați acolo. Nu-i puteam vedea așa cum am zugrăvit decât botușorul lor și căpuțul lor și urechile lor, în general mari. De ce? Pentru că în rest, apa pe tot trupul lor era încărcat de poveri. Plin de bagaj era pe ei. Și de fiecare dată ne întrebam și uneori chiar întrebam pe tata, spuneam, tată, de ce au pus toate aceste bagaje peste ei? Și tata ne răspundea, ăsta e rolul lor. Ei pentru aceasta îți duci cu turma. Ciobanii când își mută ei stâna în altă parte, aproape toate oalele, toate bagajele, tot ce aparțin lor, toată bucătăria lor, tot ce au ei, casa lor, e pe spatele acestor măgăruși. Și ei astfel este, ăsta este scopul lor și destinul lor, să care poverile astea. Să ducă tot ce au și ce are turma. Vezi? Oile sunt libere. Oile nu duc nimic pe ele. N-am văzut o oaie care să fie măcar o plasă pusă pe ea. O pungă de un leu, cum spuneam noi pe vremea aia. Nimic. Ele mișcau libere, își purtau doar blana lor și frumusețea lor și mergeau mai departe. Nici măcar ciobanii nu se îngrămădeau prea mult să care ceva în spate, în afară de șuba aceea, care o țineau tot în favoarea lor, pentru că era toamnă și era reci. Și în loc de bâta aia care ajuta să dirigeze oile mai departe. În rest, și erau cu totul liberi ca să poată să conducă oile mai departe. Dar ei, măgăruși, cărau toate poverile. Atunci când Duhul Dumnezeu mi-a mișcat inima spre cuvântul ăsta, mi-am adus aminte de imaginea asta. Și am văzut urma de oi, că sunt libere, și am văzut și ciobanii că merg liberi. Dar deodată mi-a venit în mine, în minte, imaginea acestui animăluț. Și am zis, Doamne, Tu ești mult mai departe decât asemănarea cu asinul acesta, cu măgărușul acesta. Dar totuși, până la urmă, Tu vii întotdeauna în mijlocul turmei, Te duci printre rânduri în biserici, vii printre noi în fiecare zi și spui în fiecare zi o chemare, pune-ți povara peste mine. Sunt aici lângă tine să-ți iau problema ta, sunt aici lângă tine să-ți iau necazul tău, pune peste mine toți. Aud un strigăt din Scriptură, aruncați asupra lui îngrijorările voastre, aruncați asupra lui poverile voastre, aruncați asupra lui durerile voastre, aruncați asupra lui boalele voastre, că El, Domnul, este credincios să-L ia, să le ducă mai departe. Te bucur dumneata, prieteni, în această seară, te vă bucurați, frați și surori, în această seară, că nu un măgăruș, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este prezent în adunare. Aleluia, mărit să fie Domnul în veci, mărit să fie Domnul în veci. Aduceți aminte cum zugrăvea profetul Isaia, mânat de Duhul lui Dumnezeu, 53 capitolul. Pedeapsa care ne dă nouă astăzi pace a căzut peste el. Și a zis, Gabi Zugrea, nu iei tu pedeapsa. Pedeapsa care îți dă ție pacea la Elim să poți predica liber în această seară, asta cade peste mine, peste mine, Hristos a căzut peste El. Toate păcatele noastre care trebuie să fie peste noi au căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți din toată inima gloriei Lui Iisus în adunare. Acum când vedeți imaginea asta, vreți să spuneți încă o dată împreună cu mine, binecuvântat să fie Domnul care ne poartă povoara zilnic, amin, gloriei Lui Dumnezeu. Dragii mei, am să mă duc în câteva zone din Scriptură. După ce ne-am asigurat că Dumnezeu nu este un Dumnezeu de duminică, un Dumnezeu de clădire, un Dumnezeu impersonal, un Dumnezeu care e la lumină de noi în cer undeva ascuns, nu-i pasă de noi, ci am realizat cu toții că Dumnezeu este prezent lângă noi 24 din 24 și a fost gata și suntem gata să-L slăvim pentru harul acesta, atunci trebuie să facem un pas și să mergem direct la țintă. Și prima zonă în care noi oamenii, oițile lui Dumnezeu, suntem de multe ori foarte împovorate și de multe ori nu știm ce să facem cu zona asta și ce să schimbăm în zona asta, și seara aceasta este o veste bună pentru această zonă, este că deodată vorbesc despre povara singurătății. În urmă cu sute de ani, spunea cineva, eram jumate pe pământul ăsta, vreo 2 miliarde și jumătate, 3 miliarde. Și spunea atunci, parcă te gândeai, oamenii ar trebui să fie singuri. Acum ne-am dublat, suntem 6 miliarde. Și totuși toate statisticile spun că lumea în care noi trăim este mai singură ca niciodată. Singurătatea este o problemă a tuturor. Atunci când mă gândesc la ea de fiecare dată, mă arunc spre zona asta, spunem noi, vârsta a treia. Oamenii mai în vârstă care spun, ei sunt singuratici în lumea aceștia. Și am dreptate într-o mare parte. Partea aceasta finală din viață, bătrâneți, are în ea singurătățile ei și problemele ei, are, nu sunt puține și nu sunt rare, sunt dese, sunt mari și multe.
Și de multe ori foarte mulți oameni în zona aceasta trăiesc cumplite sentimente de singurătate și disperare. Și atunci când întâlnești persoanele astea, ți se frânge inima, pentru că dumnealor, majoritatea din dumnealor, au copii, au luptat atât de mult în viața asta, încât nu se așteptau ca reversul monedei pe final să fie o crudă singurătate pe care s-o resimtă aproape în toate aspectele vieții. Se spunea despre o doamnă în vârstă că s-a întocmit cu un flăcău mai tânăr care își căuta să muncească ceva și a zis: uite, eu îți dau $50 pe săptămână ca tu să-mi aduci o cantitate de apă, câțiva zeci de litri de apă. Te rog în fiecare săptămână să-mi aduci atâția litri de apă și eu te plătesc pe săptămână cu $50. Știu că tânărul ăsta, foarte încântat că poate să facă un ban, se ducea în fiecare săptămână și ducea acestei femei în vârstă acea cantitate de apă. După mai multe săptămâni în care el a mers și a făcut bănuții aceștia, a spus la un moment dat: oare de ce mă a hotărât femeia aceasta, doamna aceasta, să-i duc eu apă? Că dumneai poate plăti cu jumate preț și să consume apa de la regie. De ce trebuie să mă duc eu tot aceeași apă să-i o duc aproape la dublu preț? Și tot și-a bătut mintea: de ce nu ea plătește $25 pe săptămână și vrea să plătească $50 pe săptămână și eu îi duc apa? De ce? Mă cunoaște? Vrea să-mi facă un favor? Nu înțeleg. Și într-un final a întrebat-o pe doamna asta. A zis: și de pierd serviciul ăsta, îs curios să știu de ce vrea această femeie să-i duc eu apă. Și a zis: doamnă, pot să vă întreb de ce mă plătiți pe mine cu $50 și nu acceptați să plătiți $25? Pentru că, a spus ea, cu ochii împânjeniți de lacrimi, de fiecare dată când tu mi-aduci apa, vii și tu și intri în casă și mă saluți și îmi spui bună ziua și mă întreb ce mai faceți, v-am adus apă. Și pentru că eu pot să vorbesc o dată pe săptămână cu cineva, accept să plătesc $25 în plus. I-a zis: eu sunt foarte singur și am găsit o metodă după ani de zile de singurătate ca să vorbească cineva cu mine. Vă duc în Scriptură, în Ioan capitolul 5, și acolo vom găsi un personaj care este în mijlocul mulțimii. Cred că de multe ori l-au călcat oamenii în picioare. El avea o semi-paralizie și acolo Dumnezeu venea din când în când printr-un înger, tulbura apa și prima persoană care intra în apa aceea era vindecată, orice boală ar fi avut. Dumnezeu a intervenit acolo. Așa mai rar. Și oameni plecau vindecați de acolo. El de fiecare dată să străduia și să silea să meargă acolo la apa aceea ca să fie vindecat. Dar neșansa lui a fost că întotdeauna când să intre el în apă, altcineva intra înaintea lui și iar rămânea paralizat. Nici nu știu de câți ani el se lupta acolo. Biblia spune că de 38 de ani era bolnav și tot încerca să-și rezolve problema asta. Oamenii treceau pe lângă el, erau o mulțime de oameni. El trăia o singurătate cumplită, singurătatea aceea în mijlocul mulțimii. Sentimentul acela că nimănui nu-i pasă de problema lui, de persoana lui, de necazul lui, de ispita lui, de durerea lui și trebuia să învingă singurătatea lui în fiecare zi. Suntem aici în această seară. Eu nu vă știu inima dumneavoastră. Alerg multe ori în conferințe de tineret și întâlnesc o mulțime de tineri singuri. Are nici măcar n-au pătruns prea mult în coloarele vieții și s-au trezit cu visurile lor zdrobite și tăiate. Și mulți dintre ei s-au retras în sufletul lor și au zis: am sperat că va fi frumos. Am investit într-o relație și relația asta m-a furat și mi-a zdrobit inima. Am încercat a doua oară și mi s-a întâmplat la fel. Eu am pornit sincer și sincer în viață și totul a fost zdrobit și trădat. Ce am să fac? Am să mă baricadez, am să mă închid toate ferestrele sufletului meu și pentru că nu mai vreau să sufăr niciodată, nu o să mai las să pătrundă nimeni în colivia mea și o să rămân eu singur și acolo se produce o singurătate care macină ca și cancerul în fiecare zi, care te topește ca leucemia și îți ia toată puterea din oasele și toată vlaga din ființa ta și de aici până la momentul când să se prăbușească definitiv o asemenea ființă, fără să mai aibă niciun sens și nicio direcție în viață, este doar un pas mărunt.
Iată că tinerii sunt singuri și se închid în ei înșiși, pentru că uneori părinții nu înțeleg, uneori mama este prea grăbită cu problema ei, uneori tatăl este prea ocupat cu afacerea lui și cu prietenii lui, cu plecatul și venitul, și ei sunt musai să se închidă în carapacea lor și nu mai au cui să se deschidă. Sunt niște oameni aglomerați care trecem unul pe lângă celălalt fără să bănuim că celălalt are nevoie să îl întrebăm ceva sau să-l ascultăm, să-i spunem ceva. Oameni împovorați de singurătate, pentru că singurătatea nu înseamnă că eu sunt singur, ci singurătatea înseamnă acea stare în care eu trebuie să lupt singur cu boala, în care eu trebuie să lupt singur cu necazul, în care eu trebuie să lupt singur cu problemele, în care într-un final eu trebuie să lupt singur cu sentimentul și cu frica morții. Ce mă fac eu în toate luptele acestea? Ce mă fac eu cu trecutul, cu prezentul și cu viitorul meu care mă spere, are îmi produce fiori în stomac și în mintea mea? Ce mă fac eu că sunt singur în lumea asta și cui mai pasă de mine și cui, pe cine îl mai macină o întrebare? Oare femeia asta are vreo problemă? Oare soția aceasta mai are problemă? Oare bărbatul ăsta are vreo problemă? Oare oamenii ăștia au vreo problemă? Oare întreabă cineva pe ei cum se sunt și care este starea lor și situația ei? Nu știu. Dar trăim într-o vreme în care fiecare suntem împrătățica noastră și în egoismul nostru. Și am venit cu inima deschisă aici la dumneavoastră în seara asta. Și cel care cercetează ființele noastre este unul singur Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Mulți v-ați căsătorit pentru că ați fugit de singurătate. Și ați zis, m-am săturat să umblu singur pe străzi. Aș vrea să îmi împlinesc viața mea alături de un bărbat, alături de o soție, la umbra căruia și la pieptul căruia să mă adăpostesc. Și atunci când mă bântuie tot felul de probleme, să găsesc în sufletul lui și în sufletul ei acel dar frumos în care se pot să spun ce simt și ce trăiesc. Dar marea trădare și înșelăciune pentru mulți care au pornit cu un asemenea vis este că au pornit dintr-o singurătate într-unul și s-au întâlnit în familie într-o singurătate în doi. Și ani de zile își duc această povară și n-au cu cine vorbi. Pentru că dumnealui este morocănos, pentru că dumnealui și-a schimbat fața în anii care s-au scurs deodată și viața este goală și viața e grea și viața e dură și de multe ori trebuie duritatea aceasta să o mutăm într-o parte vorbind despre ceea ce se întâmplă cu noi. Dar nu-i așa? Parcă toate urechile s-au închis, parcă toate vocile s-au stins, parcă toate luminile s-au stins în lumea aceasta și trăim într-o besna singurătății în care de multe ori nu mai știm în ce direcție să o apucăm. De multe ori simțim pustiu cum ne prinde, colții lui se înfing în noi și nu mai știm ce să facem. Așa era cu omul ăsta, de ani de zile trăia cumplita singurătate, dar într-o zi, în ce și neștiut de nimeni, a pătruns printre mulțime, fără să facă zarvă, fără să facă tulburare, fără să vină ca o vedetă, ca unul care să vină așa cu enoriaș în față sau în spate, spune, a venit prea înaltul și prea sfântul, ca unul care vine întotdeauna în ce și liniștit, a venit acolo în mulțimea aceea, unul pe care l-am proclamat peste adunare, unul care este Domnul meu, unul care m-a ajutat pe mine, unul care m-a atins pe mine, unul care m-a eliberat pe mine, unul care m-a înțeles pe mine și pe tine, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. El pătrunde printre mulțimi, se oprește în dreptul Lui și îl întreabă, vrei să fii sănătos? Lucrul ăsta nu s-a întâmplat în biserică. N-a fost anunțată evanghelizare. N-a fost anunțat că vine Iisus la evanghelizare și va ține o predică. Că era mai simplu să priceapă, era mai simplu să se predea, era mai simplu să spună da, era mai simplu să recunoască, să se arunce la picioarele lui fără chemare. A venit un simplu om, nu știa că-i Domn. Nu știa cine e cei care îi bate la inima lui și îl întreabă, vrei să te faci sănătos? Pentru că Iisus nu trăda nimic în înfățișarea lui. Și totuși a venit un personaj care l-a întrebat, vrei să fii sănătos? Și el a spus atunci, cum n-aș vrea? Dar marea problemă pe care o am este că eu n-am pe nimeni. N-am pe nimeni să mă bage în seamă. Lupt cu boala mea, lupt cu situația mea, lupt cu înfrângerea inimii mele, lupt cu trădarea care e în familia mea, lupt cu infidelitatea care mă macină, lupt cu mine însumi, lupt cu toate forțele răului și nu mai știu ce să fac. Ei, tu ai vrea să fii sănătos, da, dar n-are cine să mă ajute, pentru că pe mine nimeni nu mă înțelege, pentru că religia este împătrățica lor, ceilalți prietenii sunt cu a lor, fiecare este cu a lor, dar cine se mai uită la mine, cine mă mai vede pe mine în mulțimea asta, are să adunat în preajma mea. Cel care cercetează elimul în această seară este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat
lăudat să fie numele Lui în veci. Lăudat să fie Domnul la adunare. El este acolo sus în balcon și cercetează. El este pe lateral și cercetează. El este în centrul adunării și cercetează. El este în orchestră, la fanfară, la cor. Peste tot cercetează Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt care este prezent în adunare. Din toată inima, gloria lui Dumnezeu. Iisus te întreabă, vrei să fii sănătoasă? Vrei să fii sănătos? Vrei să fii eliberat? Vrei să-ți ia povara singurătății? Dacă vrei, răspunde în această seară. Și în inima ta, Iisus Hristos este acolo să-ți ia povara. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Ioan capitolul 9. Iisus se întâlnește cu un orb din naștere. Îi face tina aceea unde ochii, am predicat aici la Elim din textul ăsta. Se întoarce, toată lumea îl abandonează. Vecinii, părinții, farisei, cărturarii, religia, toți. Și finalul dureros al lui este că îl dă afară din sinagogă. Îl dă afară din sinagogă, rămâne singur, în afara sinagogii se întreabă, eu ce să fac, am rămas singur. Cine mai e? Familia m-a abandonat. A zis să descurce el singur, că ne temem pentru că el a mărturisit pe Domnul să ne vor da afară din sinagogă. Nu acceptăm. Vecinii mei au zis că nu sunt eu. Ceilalți m-au abandonat. Toți m-au dat la o parte. Cine mă mai înțelege pe mine? Și în timp ce a ieșit din sinagogă, dat afară singur. Cineva a aflat că el a fost dat afară din sinagogă. Cineva a știut istoria singurătății lui. Și când l-au dat afară, cineva s-a apropiat de el și a deschis un dialog cu el. Și acesta a fost, este și va rămâne pentru totdeauna. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Glorie Domnului în veci. Glorie Domnului în veci. Stimată Doamnă, stimată domnișoară, stimat bărbat, femeie, toți care suntem aici, știu că avem probleme uneori să fim transparenți și sinceri în a recunoaște traumele sufletului nostru. Dar dacă vrem să avem parte de vindecare, trebuie să ne deschidem inima în prezența lui Dumnezeu. Trebuie să spun că singurătatea aceasta are temacină. Merge cu tine la culcare. Oricât ai vrea tu să scapi de ea prin somn, când te trezești, este acolo. Singurătatea asta te trezește noaptea de multe ori din somn și nu mai poți dormi. Se spune că în America sunt peste 87 de milioane de oameni care nu pot să doarmă. O noapte întreagă. Nu pot! Ale să trezesc noaptea din somn și spune, soție, tu dormi și o trezește și pe ea, sau invers. Oamenii nu se mai pot odihni. Oamenii sunt tulburați. Singurătatea asta fără Dumnezeu îi macină în fiecare zi. David spunea, eu m-am întâlnit cu Dumnezeu și pentru că m-am întâlnit cu Dumnezeu și nu mai sunt singur, eu mă culc și adorm în pace. Că numai Tu, Doamne, îmi dai liniște în aștenutul meu. În această seară sunt aici să proclam numele Lui Hristos peste fiecare ființă care se în adunare. Eu nu-ți cunosc inima ta, dar știu că mulți care vor să scape de singurătatea asta interioară și de măcinarea ei, se duc în distracții. Spune, evadăm în distracții. Dumneata ești martor și tu, tineri, ești martor că după cluburi, discoteci, distracți, când ai ieșit afară de acolo, ai ieșit mai singur decât ai intrat. Mai bântuit și mai pustiu decât te-ai dus acolo să-ți rezolvi problema aia, ai ieșit mai încărcat decât ai intrat. Așa că nicăieri în lumea asta nu o să poți să-ți rezolvi problema asta. Nicăieri nu o să scapi de povoara asta dezavantajului acesta pe pământ, că te simți inutil pe lumea asta. Nicăieri nu o să scapi. Cel care poate să-ți ia povoara asta și care a venit înaintea ta și în jurul tău de atâtea ori, ți-a făcut tot felul de semne ca să-L pricepi, să-L vezi. Acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De aceea David spunea, binecuvântat să fie Domnul, are zilnic îmi ia povoara mea, Dumnezeu mântuirea mea, Dumnezeu este pentru mine Dumnezeul izbăvirii. Vrei să te faci sănătos? N-am pe nimeni. Domnul i-a spus, ridică spatul și umblă. Dintr-o săritură a fost drept în picioare, a plecat și a fost izbăvit. Din toată inima, gloria lui Dumnezeu pentru toate ființele singure. Un al doilea adevăr pe care vreau să ți-l aduc în seara aceasta este singurătatea datorită unor suferințe fizice și a unor pierderi a celor dragi din preajma ta. Am întâlnit foarte mulți oameni care au pierdut un mădular, au un handicap fizic pe care trebuie să-l poarte după ei. Mi-aduc aminte că eram undeva la Sibiu într-o evanghelizare în aer public și în public în aer liber și în timp ce eram acolo, a venit o familie la mine și mi-a zis, frate Gabi, v-am văzut undeva pe un DVD și cu speranță și așa mai departe, mă bucur că vă întâlnesc, aș vrea să vă prezint familia mea. Și am rămas puțin uimit și am zis, da, cum să nu, cu drag. Și a spus, uite, aici este soțul meu, am dat mâna cu dumnealui
Și după aceea mi-a zis, uite, vreau să vă prezint copiii mei. Și m-am întors să-i văd unul dintre copii. Și când m-am uitat la el, mâinile lui erau foarte strâmbe, așa erau întoarse. Și picioarele lui la fel. Și fața lui era desfigurată de o anumită boală. Și a zis, ăsta e fiul nostru de 18 ani. Slăvit să fie Domnul pentru el, mi-au zis ei. Și a rămas șocat. Și a zis, uite, vreau să vă prezint și pe băiatul celălalt. Și m-a uitat spre drumul care dădea să urce acolo și băiatul celălalt era într-un cărucel cu rotile. A zis, la 14 ani a avut un accident și a căzut și și-a rupt coroana și de atunci este în cărucior. Frate Gabi, noi ne rugăm pentru dumneavoastră. Ne rugăm pentru evanghelizările care mergeți. Eu și copiii noștri vrem să slujim pe Dumnezeu până la capăt. Și eu am rămas șocat atunci și am zis, cum se poate? Dumneavoastră vreți să slujiți pe Dumnezeu așa cu problemele care le aveți? A zis, cel care ne ajută să ducem povoara aceasta în fiecare zi este bunul Dumnezeu și noi îl iubim pe El până la capăt. Binecuvântat să fie numele Domnului în veci. Dumnezeu poate să vindece orice boală. Dumnezeu poate să atingă de orice ființă. Dar Dumnezeu este stăpân și El face tot ce vrea. Uneori îngăduie și lasă suferința în viața mea și în viața ta. Dar de fiecare dată când face lucrul ăsta, o face cu un scop precis. De fiecare dată El este lângă noi să ne ajute în toate aceste împovorări, ca să putem să ducem povara mai departe. Nu vă cunosc situația, nu vă cunosc familia. Poate în familia dumneavoastră ați pierdut ceva drag, ceva foarte scump. Ori un mădular din trupul vostru și trăiți un handicap oarecare. Și de multe ori vă este greu. Aș vrea să spun că cel care vrea să fie lângă voi, să vă ajute să vă duceți povara aceasta mai departe, este Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui în veci. Apoi vreau să vă spun că povara aceasta și poverile astea sunt și de natură faptului că suferința asta fizică poate să treneze uneori mulți ani în viața noastră. Vă aduc la cunoștință o femeie despre care Biblia spune la un moment dat în Evanghelia după Luca, capitolul 8, că o anumită problemă a intrat în trupul ei, o anumită boală, și acum boala asta o ducea de câteva luni de zile. A avut mari speranță că medicii din vremea aceea va rezolva problema și n-au putut să o rezolve. Era și o femeie bogată care putea să meargă în stânga și în dreapta să rezolve cu banii ei foarte multe lucruri. Apoi a trecut un an, foarte greu, a trecut doi, foarte greu, trei, patru, cinci, șase ani, șapte ani, opt ani, nouă ani, zece ani, 11 ani, 12 ani. 12 ani femeia aceasta s-a măcinat sperând că într-un fel sau altul problema ei va fi rezolvată și anii s-au dus. A alergat stânga în dreapta și a ajuns într-un capăt în care a spus, nimeni nu mă mai poate ajuta. Toți au spus, ne pare rău, Doamnă, nu mai poate fi rezolvată nici într-un fel problema dumitarii. Și a zis, ce să mă mai fac? Și a cheltuit toată averea pe la medici. N-a mai găsit nicio posibilitate de ieșire. Apoi de unde a aflat că Dumnezeu nu este doar în cer. Că Dumnezeu nu s-a ascuns undeva de ea și a lăsat-o cu toată problema ei și povara ei fără nicio ieșire. Și a aflat că Dumnezeu a trimis în lumea noastră și în lumea ei pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos. Și a aflat că Domnul Iisus are evanghelizare în preajma ei și a hotărât să meargă în preajma lui în timp ce Iisus mergea spre o altă problemă la alt tată, avea o altă problemă și o altă povară. Singura lui fiică de 12 ani era pe moarte, numele lui este Iair și el a venit la Domnul și a spus, ajută-mă, vino la mine acasă. Pentru că nu mai știu ce să mă fac. Și Iisus i-a promis că merge cu el acasă. Și în timp ce mergea spre casa lui Iair, femeia aceasta și-a dat seama că în mulțimea aceea există o soluție pentru ea. În mulțimea aceea este însuși Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Mulțimea este mulțime, dar cel care este în mijlocul mulțimii este cel mai important. Îi mulțumim lui Dumnezeu că suntem mulți aici în această seară, dar cel mai mare har îl avem, că în mijlocul adunării noastre este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul în veci. În lume veți avea necazuri, în lume veți avea singurătăți, boli, suferințe pe care le târâți după voi de ani de zile, aveți poveri multiple aici în această seară, dar cel care a venit să fie lângă noi este Iisus. Și a zis, aș vrea să ajung la Iisus. S-a dus și și-a făcut loc printre oameni. Și a zis, dacă eu să pot să mă ating de poala hainei lui, dacă doar o să mă ating de haina lui, eu o să fiu vindecat. Cred puternic că Iisus mă poate vindeca. Cred puternic că Iisus îmi poate lua povoara azi.
Cred puternic că El este Fiul lui Dumnezeu. Și că El are o putere mai mare decât orice boală pe care eu o port în trupul meu. Cred că scurgerea mea de sânge care o port de 12 ani, mi se duce de 12 ani viața din mine, cred că poate fi finalul și eu pot să plec acasă vindecată. Cred puternic, dacă eu mă ating de hainele Lui, că eu voi fi vindecată. Șoapte! La urechile ei, cum să fii vindecată? Tu nu vezi câți oameni se ating de El, nu se întâmplă nimic. Dar cum crezi că dacă tu te atingi deodată să schimbă ceva? Eu cred că dacă mă ating de poala hainei Lui, voi fi vindecată. Face loc prin mulțime, se aruncă cumva, se trăște cumva și deodată se atinge de haina Lui. În momentul când se atinge de haina Lui, o putere intră în ea și puterea aceasta lui Dumnezeu, puterea asta din Hristos, îi oprește hemoragia de sânge și iese vindecată în secunda aceea. Și zic din toată inima, glorie lui Dumnezeu în veci. Glorie Domnului în veci. Iisus îi oprește deodată din mers și spune, cine s-a atins de mine? Vreau să cunosc persoana care s-a atins de mine azi. Și ucenicii rămân buimăciți, șocați. Spune, învățătorule, nu poți să te înțelegi, nu te mai putem înțelege. Cred că ești obosit, cred că ai o problemă. Cum tu te întrebi cine s-a atins de tine când mulțimile te îmbulzești și toată lumea este băgată în hainele tale și aproape că te calcă în picioare? Ești prins între oameni. Cum întrebi cine s-a atins de mine, de tine? Ascultă-mă, a spus Domnul. Ascultați-mă. Cineva s-a atins de mine diferit azi. Cineva s-a atins de mine pentru că am simțit că din mine a ieșit o putere și s-a dus peste ea. Și vreau să cunosc persoana aceasta. Și în timp ce Iisus vrea să cunoască persoana aceea, femeia aceasta a venit și s-a prăbușit la picioarele Domnului. Și a zis ea, eu sunt persoana care m-a întins de tine astăzi. Și boala mea este plecată și sunt eliberată. Și a zis Iisus, îndrăznește fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. În lume veți avea necazuri. În lume veți avea probleme. În lume veți avea apăsări. În lume veți avea singurătăți. În lume veți avea răni sufletești. În lume veți trăi infidelități din partea celor din jur. În lume veți avea multe momente goale. În lume se va produce pustiu în viața voastră și veți spune de multe ori, Doamne, eu nu mai are niciun sens să trăiesc pe pământul ăsta. Nu mai are niciun rost să fac un pas mai departe. Când vă simțiți sub povara asta, întotdeauna să îndrăzniți. Este unul care te poate despovora și numele Lui este Iisus Hristos Domnul. Te invit cu toată libertatea în seara asta. În câteva minute vom merge și ne vom ruga Domnului. Te invit cu toată responsabilitatea să îndrăznești. Nu la o religie, nu la Gabi Zăgrea, nu la păstorii din această seară, colegii mei preiubiți. La nimeni care este aici să nu îndrăznești. Îndrăznește la Cel care poate să ne ajute pe noi toți și pe mine. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Îndrăznește prin credință. El care a vindecat ologul, El care a oprit scurgerea de sânge, El care a vindecat o mulțime de leproși, El care a dat vedere orbilor, El care a îndreptat mâinile uscate și spatele încovoiat, El care a eliberat pe oameni de poveri, este aici în elimine în seara aceasta și binecuvântăm numele Lui în adunare. Glorie Domnului în veci, amin. 3. Povara singurătății e cumplită. Povara unei tragedii fizice, a unei suferințe fizice și handicapurilor fizice e foarte greu de dus. Dar de departe, cea mai grea povară din viața noastră este cu totul altă. Până la urmă spunea cineva, și singurătatea asta are în ea partea ei pozitivă. Și spunea, singurătatea până la urmă te ajută să-ți dai seama că de fapt tu nu depinzi de oameni, că oamenii nu te pot ajuta și atunci când rămâi singur, atunci pentru prima dată dai semnale într-o criză fără ieșire că ai nevoie cu adevărat de Dumnezeu și Dumnezeu își face în singurătatea aceea simțită prezența Lui. Atunci când ești singur, îți dai seama că ai nevoie de altcineva din afara ta și atunci strigi cu glas tare sau în tine însuți, Doamne, unde ești? Ajută-mă! Și atunci Dumnezeu îți face simțită prezența Lui. Din toată inima trăiască Domnul în veci. Când ajungi în punctul 3, ajungi în situația în care te întâlnești cu cea mai grea povară. Singurătatea îți poate aduce multe deservicii pe pământul ăsta. Suferința fizică te poate priva de foarte multe lucruri pozitive. Și trebuie de multe ori să pierzi mult atunci când ești într-un handicap fizic sau într-o suferință fizică. Dar cel mai greu este cu păcatul. Că toate celelalte poveri îți afectează viața asta terestră într-un mai mult sau mai puțin. Când Dumnezeu le rezolvă, e bine.
Când Dumnezeu le îngăduie mai departe, El este tot acolo să te ajute să mergi până la capăt. Dar ascultați-mă, dacă nu se rezolvă problema păcatului și povara păcatului, noi vom fi despărțiți veșnic de prezența lui Dumnezeu și de veșnicia lui Dumnezeu și, așa cum spuneam aseară, de raiul lui Dumnezeu. De aceea aș vrea, în minutele care urmează, să vă deschideți mintea și inima și să simțiți adierea Duhului Sfânt în biserică, să simțiți cercetarea Domnului peste ființa dumneavoastră. Pentru că cel care vine să vă ia cea mai grea povară pe care nu o poate lua nimeni, va veni spre voi în această seară și dacă tu îți recunoști problema ta, dacă tu îți recunoști și eu mă recunosc problema mea și povara mea, El a venit să-ți o ia și vei pleca de aici liber și liberă în numele Celui care este viu în vecii vecilor, din toată inima glorie Lui în veci. Într-o dimineață, în timp ce Iisus s-a dus pe muntele măslinilor să se roage, apoi după ce a avut timpul de părtășie obișnuit cu Tatăl, a coborât în templu, unde a început să predice Evanghelia. În timp ce el predica Evanghelia și mulți oameni l-ascultau predicând Evanghelia cu putere, deodată au venit în preajma lui un grup de cărturari și farisei, care și ei aveau treabă în noaptea aceea și în dimineața aceea. Aveau și ei preocupările lor. Sigur, preocupările lor nu-i viza pe ei, viza pe alți. Deschid o paranteză aici, că atunci când este vorba să vedem oamenii din preajma noastră, întotdeauna avem ochii aproape de săvârșit și perfecți. Este vorba să punem în cântar viața cuiva. Cântarele noastre funcționează și sunt unse foarte bine cu ulei. Avem o libertate extraordinară de a judeca pe cei din preajmă. Avem o libertate extraordinară de a arăta cu degetele înspre alți. Avem o libertate extraordinară de a acuza trăirile păcătoase, mai mult sau mai puțin, ale celor din preajma noastră. Avem o dorință uneori de neînțeles și de nejustificată, nici într-un fel, și de nescuzat. Atunci când arătăm spre ăla și spre celălalt și spre celălalt ce mari probleme are. Avem niște lucruri inexplicabile până în a aproci, între ghilimele, sfârșitul unor oameni. Spun, eu știu unde va ajunge el. Eu știu ce se va alege de cutare, de cutare, de cutare și de cutare și de cutare. Eu i-am văzut apucăturile, eu am văzut înclinațiile și nu mă aștept în niciun fel cumva să ajungă bine. Și dacă ei ajung prost și rău, eu mă ridic ca un proroc, între ghilimele, grozav și spun, eu de mult am spus rețeta asta că se va întâmpla. Și sunt o mulțime de oameni care sunt preocupați de istoria altora. Nici măcar nu pot dormi noaptea. Sper să nu fie nimeni din seara asta din genul ăsta aici. Nu pot dormi noaptea. Tot se gândesc, oare ce face Grabi Zăgrean? Oare ce mașină și-a luat? Oare cum merge? Cum vine? Eu îi simt, uneori și mai aud. Unde predică? Las că știu, las că aia, las că aia, las că cealaltă. Îmi interpretează predici. Cineva îmi spunea, uite așa, uite așa, uite pe dincolo. Nu cred că sunt mulți, cred că sunt în minoritate, cred că asta e șansa mea, javoas. Dar oricum ei există, am vrea să plece, poate nu-i bine să plece, poate ne ajută. Uneori ei nici măcar nu-și dau seama că într-un fel Dumnezeu care este maestru, care este deasupra tuturor, El știe să ducă toate lucrurile într-o direcție în care întotdeauna din ele, întotdeauna să câștige El și sfinții Lui și preiubiții Lui și sincerii Lui care vin la El. Din toată inima gloriei Lui Dumnezeu. Uneori eu le mulțumesc lui Dumnezeu și pentru ei, pentru dumnealor, și mă plec în fața lor, unde ar fi ei la ora asta. Așa erau preocupați câțiva. Erau și oameni deștepți care studiau. Și dise dimineață ei umblau în stânga, în dreapta să găsească o victimă. Și nu sunt greu de găsit, din păcate. Și au găsit o sărmană femeie, zic sărmană, pentru felul cum ai hotuit-o, nu-i scus trăirea ei niciun fel. Femeia aceasta, într-adevăr, a avut o problemă în noaptea aceea. Așa cum mulți oameni au probleme și noi avem probleme în raport cu Dumnezeu și cu principiile și cu poruncile Scripturii, în noaptea aceea a comis un adulter, dumnealor care asta era preocuparea lor pentru alții, au găsit-o, au luat-o, au filmat-o, au fost martori mai mulți decât unul, au fost 2-3 și au târât-o în prezența Domnului. Știți, de aceea am zis că uneori sunt buni și ei. Că dacă ei în modul ăsta te aduc în atenția lui Dumnezeu, Domnul să-i binecuvânteze.
Ei au adus în prezența Domnului și până la urmă asta a fost șansa ei, prin ei. Știu că la evanghelizare trebuie aduși pe oameni cu drag, cu dragoste, dar poți să-i aduci prin atenția lui Dumnezeu și pe oameni tot criticându-și, atătându-i cu degetul și condamnându-i și aruncându-i în iad și depărtindu-te de ei și cerând judecata lui Dumnezeu pe zi. Doamne, lovește-o pe vecina asta, că m-am săturat de gura ei, Doamne, că mai zic și mie unii, roagă-te că avem niște probleme cu vecinii. Și eu îi întreb, dar cum să mă rog? Ce să mă duc? Ce să facă Dumnezeu cu ei? Păi, nu știu. Păi, ar trebui să-mi specificați, nu? Azi am fost și mi-au specificat. Roagă-te ca Dumnezeu să le dea înțelepciune, suntem în niște încălcituri, dar Dumnezeu poate să le descălcească. Și atunci când ne rugăm pentru cineva, ar trebui să ne rugăm Dumnezeu să-i mântuiască pe toți. Spuneți, amin? Amin. Dar știu, au venit și au zis, Doamne, ți-am adus aici o persoană. De ce ați adus? Vreți să o mântui, să o eliberezi, să o iert în seara asta? Nu! Vrem justiție! Noi vrem judecat acum. Acum n-am venit să facem comentarii, mângăieri, eliberări și așa mai departe. Vrem justiție acum. Vrem să-ți dai cu părerea unde merită să meargă femeia asta. În ghenă, spunem noi. Asta trebuie să meargă direct în iad. De asta nu mai poate să o rabde pământul, nu mai poate suporta nimeni, cu atât mai puțin o să suporți tu care e sfânt, care a venit din la Tatăl, spui tu, și acum vrem să vedem cum te descurci tu în comparație cu legea lui Moise, să vedem ce atitudine ei. Din punctul nostru de vedere, noi deja ne-am cu buzunarele. Cu ce? Cu rugăciuni, cu sfaturi, cu îndemn, cu post, cu rugăciune, să faci o minune azi, nu. Nu ne-am umplut buzunarele cu pietri. Avem tot felul de bolovani, cum zic, la țară, ascuțiți mari, după cum avem fiecare furia în nări, ca să putem să vedem pe alții condamnați și azvăliți departe, ca noi un grup de oameni selecți, clubul nostru select, să ajungă în cer la Dumnezeu fără nicio problemă, că doar noi suntem mari favoriți al lui Dumnezeu. Și de aceea noi ne-am umplut buzunarele de pietri și vrem acum să-ți vedem dreptatea și justiția ta. Ți-am adus. Vrem să te aducem aminte, dacă n-ai știut, să te ajutăm în proces, că am prins-o exact când s-a întâmplat asta și pe lângă faptul că noi suntem niște martori veritabili, vrem să te aducem aminte dacă cumva ai uitat articolul de lege care o incriminează pe femeia asta. În legea lui Moise este scris că cine comite un astfel de păcat, persoana aceea trebuie să fie omorâtă, hai să fim mai calmi, Noi suntem mai de treabă că suntem cărturari și am citit mult și suntem cu inima sensibilă. Am vrea să-i dai un medicament să adoarmă. Dai un medicament, adoarme și să moară așa, să-ți plătească păcatele. Nu, totuși nu. Vrem să împlinim legea așa cum e. Cred că femeia asta trebuie să fie omorâtă cu pietre, într-o moarte crudă și devastatoare. Acum vrem să dai verdictul tu. Noi l-am dat deja, că de-aia ne-au umplut buzunarele. Ne-am umplut buzunarele cu pietre și deja eu am și bag, unul spune, mai bătrân sau mai tânăr, energic. Deja mi-am băgat mâna în buzunar și sunt gata să lovesc. Spune-ți repede verdictul, că nu-i greu de spus, că deja ți-am ridicat mingea la fileu. În timpul ăsta, când ei toți porovăiau acolo, Iisus desena ceva pe pământ. Unii sunt preocupați ce a desenat Iisus. Abar n-am ce a desenat și ce a scris. Unii zic că i-au scris, Iisus scria păcatele lor. Nu pot să spun așa ceva, că veți vedea de ce au plecat ei după aia. Nici vorbă că Iisus le-a scris. Din altă sursă a fost care i-a făcut să plece. Unul cuvântul și a doua altceva. Și stând acolo și scriind, Iisus a zis, da, care n-are nicio problemă, nicio povoară în elimă în seara asta, care n-are niciun păcat, de la cei mai primi și până la ultimii de la învon, poți să ia piatra și succes. Care vreți? Suntem aici în prezența lui Dumnezeu în seara asta. Cel care cercetează Duhul este Domnul. Eu nu vă cunosc istoria dumneavoastră cum dumneavoastră nu mi-o cunoașteți a mea. Dar ce vreau eu să spun în dreptul meu, dacă vreți și în dreptul fiecăruia, știți ce vreau să spun în seara aceasta? Dumnezeu să aibă milă de noi toți. Amin. Care n-are nicio problemă, poate să ia piatra, primul și să dea. Imaginează-ți împreună cu mine care predic ce-o fi fost în sufletul acestei femei. Una coșmarul după ce a comis păcatul, care întotdeauna e amar și foarte cumplit. Aduceți-vă aminte de Psalmul 32. Am păcătuit, Doamne, David, și câtă vreme am păcătuit, eram fericit, liniștit, zglobiu, zburam, nu mai puteam de bine, nu? Câtă vreme am păcătuit și mi-am ascuns păcatul ăsta în mine, gemeam, zi și noapte gemeam, și pentru că mâna ta
apăsa asupra mea, eram încovoiat, gârbovit. Păcatul m-a apăsat zi și noapte, zi și noapte, zi și noapte. Mă uscam exact cum se uscă pământul de seceta verii. Eram ca și pământul ăla crăpat de uscăciunea verii. Nu mai avea nicio vlagă în mine și mă topeam în fiecare zi și simțeam că mor. Și ziceam în inima mea, nu mai pot să scap niciodată de aici. Și eram acolo în singurătatea mea, mă topeam în fiecare zi și mă apăsa. Păcatul și condamnarea lui Dumnezeu era peste mine în fiecare zi. Imaginați-vă, femeia asta. Condamnarea și amărăciunea păcatului săvârșit. Că nu e așa că mulți vin după o noapte de distracție, cum spuneam mai devreme și spunea cineva, după o noapte de amor, interzis de Dumnezeu, de Biblie. Ar trebui să pleci strălucitor, dar de fiecare dată pleci cu amarul în mintea și în inima ta. Pentru că ai lovit în Dumnezeu, ai lovit în conștiința ta, ai lovit în soția ta, în soțul tău, în copiii tăi, în familia ta. Ai lovit în tot ce e sfânt în cer și pe pământul acesta. Și ai o problemă cumplită care te apasă de fiecare dată și m-a apăsat de fiecare dată când am gustat din fructul oprit. Că am zis, Dumnezeule, doar 5 minute mă uit și plec și o să mă scutur de povara asta. Nu o să fie nicio problemă, puțin, Doamne, apăs, tas, de asta ai zis. Și după ce văd, plec, Doamne, și nu o să am nimic, o să dorm liniștit. N-ai fost așa. În secunda a doi după asta, o povară a venit peste tine și o apăsare și un amar ți-a măcinat inima. Deodată ai devenit nervos, nervoasă, stresat, nimeni nu s-a mai putut înțelege cu mine, parcă ți-ai pierdut o jumătate din avere. Da, ai pierdut mai mult decât o jumătate din avere. Ți-ai pătat conștiința și sufletul tău și trupul tău în raport cu Dumnezeu și o povară cumplită te macine de săptămâni, de luni, de zile, de ani, de zile. Pentru că toate trădările astea, oricât ai încercat să le bați sub preșul conștiinței tale, niciodată nu rămâne acolo. Pentru că cineva este întotdeauna acolo să tragă preșul. În această seară, cel care cercetează adunarea întreagă este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Iisus în adunare. Binecuvântat să fie Iisus în adunare, aleluia. Atinge-te de fiecare dintre noi, Doamne, și cercetează inimile noastre. Care n-aveți nicio problemă, n-aveți nevoie să veniți înaintea Domnului în seara asta. Dacă aveți o problemă sau un milion de probleme, cel care ia poverile în această seară este aici lângă tine și este gata să intre în acțiune. Care n-aveți nicio problemă, luați piatra și dați. Imaginați, își bagă ei mâinile în buzunare, este cu mâna pe piatră, o scoate afară să lovească, când Iisus, dacă n-ai nicio problemă, dă. Și îl văd pe primul, scapă piatra jos. Pe al doilea scapă jos. Al treilea, al patrulea, care l-a plecat să ia și-a aruncat ceilalți, se reîntorc și ei și unul câte unul pleacă. De ce? Ascultați ce spune. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul după altul și au plecat. Imaginați-vă femeia, mustrarea conștiinței, bolovanii în mâinile lor, își simțea moartea aproape de ființa ei. Și a zis, în câteva minute, ploaia de bolovani va veni peste mine și voi muri. Îmi pare rău că mi-am irosit viața, îmi pare rău că mi-am irosit anii, îmi pare rău că am păcătuit, e justificat că mor azi, îmi pare rău că dacă aș mai putea întoarce anii mei înapoi, foarte multe lucruri le-aș evita. Dacă aș mai putea să dau noaptea asta înapoi și-o fi zis femeia, plecam pe un alt drum, alegeam o altă trăire. Dar acum a fost noaptea mea nenorocoasă, când am comis din nou păcatul acesta și iată consecințele, acum o să mor, mă așteaptă moartea și e drept să mor. Poate avea copii, poate avea familie, poate avea și ea un viitor și se gândea, totul se frânge în ziua aceasta, s-a încheiat, este ultima oră din viața mea. Și în timp ce se aștepta moartea, ei pleacă. Da, bine au plecat ei, dar au rămas cel sfânt. Și acum, dacă ei au avut probleme și nu au condamnat, el care este fără păcat, el are libertatea să mă condamne. Acum aștept verdictul lui. Oricum voi muri. Oricum el mă va condamna. Iisus își ridică privirea spre ea, se oprește din scris și spune, femeie, nimeni nu te-a osândit? Ea cu mare greutate își ridică privirea din pământ. Spune, nimeni, Doamne, nici eu nu te osândesc. Ești iertat. Du-te în pace, dar tu să nu mai păcătuiești. Și Iisus și-a continuat scrisul lui pe nisip. În această seară, aici, în adunare, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu vă cunosc problemele.
Nu-ți cunosc păcatul tău? Poate e la vedere, poate ai reușit cu foarte multă inteligență să-l ascunzi, să-l faci nevăzut lui tată, lui mamă, să-l faci nevăzut soției, soțului, părinților tăi, copiilor tăi. Poate ai reușit să-l faci nevăzut păstorilor, predicatorilor, preoților, bisericii. Poate ai reușit să te muți dintr-o parte în alta și să jonglezi cum nimeni altul n-aștept mai bine decât tine. Poate că păcatul a devenit încet, încet un mod de viață. Poate s-au lipit toate aceste poveri de tine și te-ai obișnuit cu ele. Poate te-ai obișnuit să duci povara asta și te-a gârbovit păcatele și apăsările și a zis, ce să faci? Asta e viața, mă duc așa înainte. Iisus Hristos îți spune în seara aceasta, îndrăznește, eu am biruit lumea cu toate păcatele ei. Eu am stat pe cruce în locul tău și eu sunt aici, eu Domnul, să-ți iau toate păcatele tale, dacă tu vrei să ți le aduci și să le pui peste mine, eu Domnul te voi libera și îți voi da liberă, să pleci liberă și liberă acasă. Din toată inima, glorie Domnului! Binecuvântat să fie numele Domnului în veci! Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara! Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii, este Dumnezeul izbăvirii și El, Domnul, ne poate scăpa de moarte. Amin? Gândiți-vă, femeia asta! Povara păcatului, povara spaimei morți, povara întâlnirii cu Hristos, toate erau peste ea. E justificată ea să se ridice de acolo pe străzi, să meargă prin cetăți și să strige, binecuvântat să fie Domnul care astăzi mi-a luat povara. Dumnezeul meu este Dumnezeul mântuirii mele, este Dumnezeul izbăvirii mele și Dumnezeul meu m-a scăpat astăzi de moarte. Să continuă să spună, trăiască Dumnezeul meu, trăiască Dumnezeul meu, trăiască Dumnezeul meu. Vom pleca peste ceva minute de aici, de la Elim. Dumneavoastră, ce mesaj veți avea mergând pe străzi prin Timișoara? Ce veți spune? Am venit aici la biserică. Am venit cu foarte multe probleme. Am venit cu singurătatea mea, cu păcatul meu, cu problema mea, cu ispita mea, cu necazul meu, cu tulburarea mea, cu respingerile care sunt în viața mea, cu rănile sufletești, cu suferința mea fizică, cu handicapul meu fizic, cu pierderi care le-am avut până azi. Doamne, sunt împovărat, eu nu mai pot să fiu fericită. Mă târăsc cum pot în viața asta și mă gândesc că într-o zi voi scăpa de lumea asta și voi pleca din ea. Cel care îți cunoaște istoria ta și cel care cunoaște anii vieții tale și a dumneavoastră de zbucium, aveți să-ți întindă mâna pe adunare și El vrea să să pleci de aici eliberat, eliberat, atins de puterea lui Dumnezeu, atinsă de crucea Domnului, sângele Lui are putere să curățească orice ce păcat. Toate poverile ni le-a luat și le-a dus la cruce și în această seară noi putem să fim liberi în numele Domnului Iisus Hristos. Mă întreb cine va veni să predea poverile Domnului. Aș vrea imaginea din primăverile și din toamnele care le-am văzut în Beclean. O turmă mare de oi, un păstor sau mai mulți care merg în mijlocul lor. Dar acela sim care ducea toate poverile și oile, toate au plecat libere și mărșăluiau înspre pășuni în care păstorul acesta le dirija. Libere să se hrănească, libere să trăiască, libere să meargă mai departe. Ei, noi putem să fim turma lui Hristos în această seară. Păstorul cel bun este în mijlocul adunării. El își dă viața pentru oi. Nu este mai mare dragoste decât cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei, pentru că eu îmi dau viața pentru voi. Eu iau asupra mea toate păcatele voastre. Eu iau asupra mea toate poverile voastre. Voi trebuie să plecați liberi, pentru că eu mă împovăresc cu mine, pe mine cu toată istoria voastră, cu toate nebunile mele și ale tale. Hristos le-a luat asupra lui la Golgota, pentru ca în seara aceasta să poți să pleci prin credință liber și liberă în numele Domnului Iisus Hristos. Domnul să fie lăudat pentru asta. Vreau să închei aducându-vă aminte că Iisus Hristos a spus la un moment dat, veniți la mine, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovorați. Dacă sunt aici trudiți și împovorați în această seară, eu, Domnul, spune Iisus, vă chem la mine. Vă chem să îndrăzniți să veniți la mine toți trudiți și împovorați. Și, Doamne, dacă venim la tine, ce? O să vă dau o seară frumoasă, cu sentimente profunde religioase, o să fie cântări, predică și apoi plecați acasă. Și o să fiți mulțumiți în sufletele voastre că ați trăit ce n-ați mai trăit și o să plecați până la urmă cum ați venit.
Dar e bine că ați participat la o slujbă atât de încântătoare și după aia plecați acasă. Dar e important, eu sunt mulțumit și voi să fiți mulțumiți, să veniți în preajma mea, să veniți în preajma unei idei de Dumnezeu, unui program în care a fost proclamat Domnul și pe după aceea fiecare la ale noastre. Că doar noi mergem la biserici și după ce plecăm de la biserici, noi frumos a fost și mergem acasă netransformați exact cum am venit. Dar Hristos n-a spus asta. N-a spus să veniți să facem un program împreună. Veniți să avem o evangelizare împreună. Veniți să ne bucurăm împreună. Și după aceea plecați cum ați venit. Iisus a spus, eu știu că voi sunteți trudiți și împovorați. Eu vă chem să veniți lângă mine, dar dacă voi acceptați să veniți lângă mine, toți trudiți și împovorați, eu voi face un schimb cu voi. Eu o să vă iau toată truda voastră. Eu o să iau toate poverile voastre peste mine, dar eu nu o să vă las așa liber. Și o să vă dau în schimb cel mare cadou. O să vă dau o dignă sufletelor voastre. Binecuvântat să fie Iisus în adunare. Binecuvântat să fie Iisus în orice inimă. Binecuvântat să fie Iisus în inima ta, în inima voastră, în inima tuturor. Deodată tu vii încărcat de toate nebuniile. Dumneata femeie vii încărcată de un adulter într-o noapte pe care te aduce în condamnare, ești prăbușită, îți aștepți moartea, îți aștepți iadul, îți aștepți finalul. Deodată cineva vine și desenează în fața ta și spune, știi ceva? Toată povoara ta o iau eu și tu ești liberă, nu te mai osândește nimeni, tu ești sfântă, tu ești iertată, du-te acasă, bucuroasă, fericită, eu, Domnul, ți iau povoara asupra mea și îți dau în schimb o dină pentru sufletul tău, ai grijă cum pășești pe calea asta, du-te liniștit acasă și binecuvântează pe Domnul. Poți să spui alături de mine că e mare Dumnezeu în seara asta? Poți să spui alături de mine că e mare Dumnezeu în seara asta? Adică eu vin cu lumea asta, vine la Domnul cu tendințe de homosexual, de lesbiene, de pornografie, de nebunii, de înjurături, de minciuni nenumărate, care au fi de sute de trădări, de tot felul de nebunii, vin la Domnul și spune, Doamne, atunci știi cu ce am venit la tine în seara asta? Doamne, tu poți să-ți imaginezi ce am eu în spatele meu? Doamne, tu poți să pricepi ce poveri care eu după mine, ce trăiri nebune am avut eu până azi? Și Domnul se uită în ochii tăi și iar desenează ceva. Nu-l văd speriat? Păi, Doamne, dacă eu m-aș duce să-i spun lui mama ce am făcut în lunile care au trecut, păi mama ar plânge o săptămână. Mama și-ar prinde de cap și ar spune, vai Dumnezeule, eu n-am crescut un asemenea băiat. Eu n-am investit într-o asemenea fată. Păi dacă lumea ar ști ce purtăm noi în mințile noastre și în trăirile noastre, ar pleca departe de noi. Dar nu-i așa? Păi noi n-am venit cineva să ne prindă în seara aceasta ca pe femeie. Dumnezeu nu vine în această seară pe ecranul ăsta să-ți afișeze viața ta, deși ar putea să o facă mult și mai perfect decât au făcut-o cărturarii și farisei. El nu este unul să te tărască dimineață sau seara asta la Elim, să te tărască aici în centru, îți spune, deconspir tuturor toate nebuile timp de o săptămână. Ar fi vai de noi în seara asta. Ne-ar fi rușine tuturor. N-am putea să ne uităm poate în ochii soțiilor sau soților noștri. N-am putea să ne uităm în ochii unii la alții. Pentru că cel ce cercetează adunarea în această seară nu e un om, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Înaintea lui totul este descoperit și gol. Înaintea ochilor aceluia care avem de-a face. Trăiască Domnul în veci care este în adunare. El cercetează Duhul tău. El cercetează istoria ta. El cercetează viața ta. Atenție, păcatul te desparte pentru veci de El. E seara când suntem în prezența Lui. Nu ne-a târât Dumnezeu aici. Nu ne-a prins de haine cum a prins-o de femeie. Nu ne-a dat șuturi în fund în seara aceasta, într-un gest de mânie și de condamnare și de revoltă, Dumnezeu, să ne fie adus aici în Elim, să ne trântiți-vă la pământ, nemernicilor! Ce ați făcut voi în anii care au trecut? Iisus Hristos este același blând. Iisus Hristos este un gentleman. Este o ființă nobilă. Este o ființă grozavă. Este o ființă delicată. Este o ființă care de atâtea ori mă așteptam că se va năpusti la mine. M-am așteptat că în secunda următoare, în minutul următor, va trece ca și șenila tancului peste mine, intristase în față. Mi-era rușine să mă ridic ochii înspre cer, ca și vameșul de altă dată. M-am bătut și eu în piept, m-am aruncat cu fața la pământ și am zis, Dumnezeule, sunt pierdut pentru totdeauna. Dar cel care cunoaște istoria mea și istoria ta a venit cu multă gingășie, m-a prins de mână, m-a ridicat și a zis, eu îți dau drumul, eu te eliberez. Eu am luat păcatul tău care l-ai făcut asupra mea. Dacă tu crezi în sângele meu, dacă tu crezi în
jertfa mea, dacă tu crezi în iertarea mea, tu poți să pleci liber în seara asta, tu poți să te ridici în noaptea aceasta, tu poți să fii liber în seara aceasta de orice ce păcat, pentru că Iisus Hristos este Domnul, aleluia, pentru că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Tot ce te apasă, toate mizerile și condamnările, Iisus le-a luat la cruce. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Vă întrebați de ce a fost Iisus șocat în grădină? Oricât am citit în Scriptură, în Evanghelie, l-am văzut pe Iisus plângând, l-am văzut pe Iisus zâmbind, poate, l-am văzut pe Iisus vesel, l-am văzut pe Iisus mânios, dar nu l-am văzut niciodată pe Iisus speriat. Niciodată nu l-am văzut pe Iisus speriat. Dar când a fost în grădină, l-am văzut pentru prima dată pe Fiul lui Dumnezeu speriat. Fiul lui Dumnezeu nu-L poate speria nimeni. Pentru că El este Dumnezeu din Dumnezeu și ființă din ființă. El ține în mâna Lui toate lucrurile. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Îl văd în grădină pe Iisus speriat. Are nevoie de ajutor. Se uită înspr-un pahar și este îngrozit. L-am văzut pe Iisus niciodată să dea un pas în spate. De data asta îl văd pe Iisus că dă înapoi. Îl văd pe Dumnezeu că dă înapoi. Și mă întreb ce se întâmplă, Iisus. Și tu s-a spus, văd un pahar. Am uitat în paharul ăsta. Sunt îngrozit ce este în el. Și știi ceva, Gabi? Știi ceva, omule, care ești aici în adunare, în seara asta? Acolo, în paharul ăsta, sunt și păcatele tale. Și când s-a uitat Iisus în pahar, le-a văzut și pe ale mele. Și încep să cred că a fost speriat și îngrozit, nu? Toate gândurile care ți-au trecut vreodată și au lovit în Dumnezeu. Toate faptele urâte care ne-au trecut prin viața noastră și unele le-am înfătuit. Toate erau acolo îngrămădite în pahar. Iisus a uitat la toată nebunia din toate generațiile, miliarde de oameni. S-a uitat la cei care au mers împotriva lui Dumnezeu. Bărbați cu bărbați să se cunune în biserici. Iisus a văzut nebunia asta în pahar. Iisus a văzut toată cloaca de mizerii care mustește în vremea asta în România. Iisus a văzut toate răzvrătirile noastre împotriva Lui. A văzut destrămarea altarelor din familie, a văzut tot ce poate să fie mai rău în lumea asta. Toate erau acolo în pahar. Iar Iisus trebuia să bea paharul ăsta. Și-a ridicat ochii îngroziți spre Tatăl și a zis, Tată, n-ai o altă soluție ca să nu beau paharul ăsta? N-ai vreo soluție să depărtezi paharul ăsta de la mine? Să-l duci un metru mai încolo, sunt îngrozit de ce e în el. Mă poți să-l depărtezi puțin de la mine? Și Dumnezeu din cer, Tatăl, a zis nu. Ca să salvezi Timișoara, ca să salvezi oamenii care vor auzi Evanghelia în seara asta, tu trebuie să bei paharul. Că în paharul ăsta vor fi toate păcatelor din Timișoara, din această sâmbătă de februarie. Și când vor trebui să se roage spre tine să primească iertare, ei n-au cum să primească iertarea și despovorarea de păcat. Numai că tu iei poverile lor acum, care sunt toate în pahar, și le bei până la fund, până la ultima picătură, pentru ca ei să poată să fie liberi de poverile păcatelor lor. Fiule, pentru aceasta te-a trimis în lume, ca să bei paharul ăsta până la fund, pentru ca să recuperăm omul înapoi. Să-l putem vedea liber de povara păcatelor, a viciilor, a legăturile satanice, de eliberate demonii, de toate nebunile din lumea asta. Ca să poată să fie liberați de duhul de divorț, de alcool, de țigară. Ca să poți să fie eliberați de adulter, de pornografie, de droguri, de măcinarea pe care diavolul o aduce. Tu trebuie să bei toate nebunile din Timișoara, care sunt în multe vieți. Trebuie să le bei tu, fiule. De aceea vreau să le bei până la fund. Iisus Hristos a luat paharul în mâini și a început să bea din el. Și așa cum se întâmplă, rezidul întotdeauna se lasă jos. Și mizerile cel mai mult sunt acum la final de lume. Și Iisus, când a băut rezidurile noastre de la fundul paharului, de la sfârșitul acesta de lume și de viac, a trebuit să bea toate astea. Și l-a băut până la fund. Și de pe cruce a strigat, Tată, s-a isprăvit. Am băut tot ce este în pahar. Am venit să fac voia ta, Dumnezeule. Acum am libertatea să strig spre tine cuvântul de mișlocire. Tată, iartă! Tată, iartă! Tată, iartă! Și apoi și-a dat Duhul, luând mâna ta și mâna mea, punându-o ca o mână sfântă și curată prin sângele Lui,
în mâna Dumnezeului celui viu. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Binecuvântat să fie Iisus în veci. Povara ta a luat-o Iisus Hristos la cruci. Dacă vrei să fii liber de ea, poți să fii liber prin credință în această seară. Sângele Lui are putere să te ierte de tot trecutul tău, de toate spaimele tale, de toate legăturile tale, de toate singurătățile tale, de toate multiple poveri care le car după tine. Și aș vrea împreună cu mine să poți să spui după rugăciunea asta. Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povară. Dumnezeu, mântuirea noastră. Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor. Și Dumnezeu ne poate scăpa de moarte, de iad, și ne poate muta în seara aceasta în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Cine va vrea oare? Stăm ridicați pe picioare. În acordul acestea ale lui Cristi la orgă, aș vrea să avem câteva clipe în care să stăm în prezența lui Dumnezeu, în care să stăm în prezența Duhului Sfânt. Tu-ți cunoști problema. Tu-ți cunoști baterea și adâncul dumitalii, Doamne, domnișoară, bărbat, femeie, tânăr, adolescent. Toți care sunteți aici, vă știți foarte bine viață. Dumnezeul cerului și al pământului, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, sunt prezenți aici în Elim, în Timișoara. Dacă vrei să fii liber, dacă vrei să fii liber, lasă-te cercetată de Duhul lui Dumnezeu. Dacă simți că ai nevoie de eliberare, de iertare, de mântuire, de viață veșnică în seara asta, peste câteva momente când voi face chemarea, te rog să ridici o mână înaintea Domnului. Și Domnul care este prezent aici să ia toate poverile din Elim în seara aceasta. Prin credință, te rog peste câteva momente să vii la Iisus. Haideți să ne lăsăm cercetați de Duhul lui Dumnezeu în liniște. Haideți să lăsăm pe Duhul să se miște în adunare. Aleluia! Aleluia! Slavă ție, Doamne! Cercetează orice inimă, Doamne! E seara eliberării, Doamne! E seara iertării, Doamne! E puterea Ta aici, Doamne, e îndurarea Ta aici, Doamne. Doamne Dumnezeule, atinge-Te de orice inimă, Doamne. Pentru cei ce nu pot să doarmă noaptea, Doamne, măcinați de coșmare. Pentru cei care sunt prinși în vicii, în păcate, Doamne. De cei care sunt condamnați de cugetul lor, Doamne. Care simt, Doamne, că au trădat, că au înșelat, că au fost trădați, că au fost mințiți. Și s-au închis în inima lor, Doamne, și nu mai știu încotro să apuce. Doamne, Te rog, cercetează în această seară. Pentru soțiile singure, Doamne, care sunt abandonate de familie și de soții lor, este seara când Tu le iai povara. Pentru soții care sunt abandonați, pentru bătrânii care sunt singuri, pentru ființele, Doamne, care au nevoie de iertare, pentru toți care avem păcate ascunse, Doamne, care nu le-am mărturisit nimănui niciodată, care ne condamnă departe de fața Ta, Doamne, cercetează adunarea. Pentru cei care au trăit, Doamne, în duplicitate, pentru cei care au trăit în ascuns lucruri, Doamne, pe care Tu nu le-ai scos în această seară să le arăți, dar le-ai scos în fața ochilor și în inima noastră. Și ne recunoaștem, Doamne, starea noastră. Îți mulțumim, Doamne, că ești în adunare. Cercetează adunarea, cercetează orice inimă. Cercetează pe cei de la balcon din sală. Adună apoi fii risipitor, Doamne. Doamne, eliberează orice inimă, Doamne. Aleluia. Tu ești Domnul nostru. Trăiască Domnul. Aleluia. Cercetează adunarea, Doamne. Duhule Sfânt, coboară peste orice inimă. Aleluia. Sfânt este numele Tău, Doamne. Aleluia. Dacă crezi că ți-a vorbit Domnul în seara asta, dacă te-ai văzut vizată și vizat de cuvântul lui Dumnezeu și vrei să vii la Domnul în seara aceasta ca să fii liberă și liberă în numele lui Iisus Hristos de toate aceste stări și de toate aceste păcate, în timp ce stăm cu ochii închiși, cu capetele plecate, fără să mimăm niciun fel de spectacol aici, ci cu frică și teamă de prezența lui Dumnezeu, aș vrea să ții o mână ridicată sus, fără să-ți fie rușine. Ne vor ruga pentru sufletul tău. Țineți-o sus mâine. Mâinile să le vadă Dumnezeu. Domnul este Cel care ți-a povara dumitale în seara aceasta. Vino la Domnul Iisus Hristos, oricine ești. Vino la Iisus. El este Cel care dă iertare în dar. Sunt zeci, sute de mâini ridicate. Dumnezeu este Domn. Aleluia. Duhul lui Dumnezeu mai îmi spune că mai sunt suflete care se luptă. Dumnezeu să-ți dea biruință în secundele astea. Dumnezeu să te elibereze de orice stare. Dumnezeu să te desprinde de ghearele iadului. Dumnezeu să te elibereze, să-ți ia povara în seara aceasta. Iisus Hristos este Domnul. Iisus te cheamă în această seară. El te scapă de moarte. Poți să pleci acasă binecuvântând pe Dumnezeu care te eliberează.
Poți să pleci acasă crezând în Dumnezeu al mântuirii tale, în Dumnezeul izbăvirii tale. Dumnezeul izbăvirii este în Elim, în adunare. Dumnezeul salvării este aici. Dumnezeul puterii este aici. Sfânt este numele Lui. Puterea Lui este mare. Mila Lui este mare. Oricine ești, te chem să vii la Domnul în seara asta. Domnul să te binecuvânteze și pe Dumnezeu. Dacă mai sunt suflete care sunt atinse de Domnul și n-au ridicat o mână, ține mâna sus pentru Domnul. Dumnezeu te primește în seara asta. Slăviți să fie Iisus pentru curajul tău. Slăviți să fie Domnul pentru deschiderea care o ai. Dumnezeu să-ți mântuiască sufletul tău în seara aceasta. Doamne Dumnezeule, îți mulțumim pentru seara aceasta, Doamne. Am declarat o seară a eliberării. Îți mulțumim că ești în eliberare, Doamne. Binecuvântat să fie numele Tău care a luat poverile asupra Ta, Doamne. Și prin credință dai drumul tuturor mâinilor care s-au ridicat, tuturor vieților care sunt aici, pentru că Tu ești Domnul, aleluia! Doamne, îți mulțumim pentru seara aceasta. Îți mulțumim că ne-ai primit pe toți, Doamne. Îți dăm cinste, slavă și onoare numelui Tău, Doamne. Pe când ne despărțim de aici din biserică, te rugăm să rămâi cu noi pentru totdeauna, Doamne. Rămâi în barca vieții noastre. Rămâi în inimile tuturor care te-au primit în această seară. Are cu lacrimi în ochi, Doamne, au ridicat mâinile înspre Tine. Au nevoie de Tine și de eliberarea Ta. Trăiască Domnul peste fiecare inimă. Punem numele Tău peste fiecare viață și te binecuvântăm, Dumnezeul izbăvirilor. Atinge-te de fiecare inimă care este aici. Tu ești Dumnezeul vindecării și Dumnezeul eliberării. Arată-ți toată puterea Ta. În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin.